Bună dimineața, ce faceți, cum sunteți? Cred că v-ați trezit unii dintre voi, pentru că mulți dintre voi sunteți la servici. Eu mă bucur de încă o zi de vacanță, împreună cu bebelina mea și suntem tare fericită, s-a trezit și se joacă, e într-o stare bună, pentru că, da, a dormit mai bine seara aceasta, trece printr-o perioadă destul de dificilă pentru ea, dar astăzi sper să fie bine și să se bucure de fiecare moment. Și pentru că mi-am dat seama că mulți dintre voi plecați, dar vă e tare greu să plecați cu copiii pentru că trebuie să vă luați multe lucruri la voi. Așa că m-am gândit să vă arăt câte lucruri mi-am luat eu pentru mine și pentru bebe. Pentru că, da, sunt binecuvântată, pot să spun, că lucrez într-o această companie pentru că am cu mine produse care pot fi folosite universal. Așa că, pentru mine, vreau să vă arăt ce am luat cu mine, da? Pentru baie, mă refer la produse de îngrijire. Bineînțeles, peruza de dinți, deodorantul, care nu poate să lipsească, pasta de dinți, pe care o folosesc, lipsul, pentru că este mic și îl pot folosi și la bubițe. Da? Pieptenul, care îl folosesc și pentru mine și pentru Giovanna. Și, da, săpunul lichid pe care îl folosesc pentru mine, pentru Giovanna. Da, este foarte bun pentru păr, pentru corp, pentru orice. Așa că am redus din start produse pentru mine și pentru ea. Am doar un singur produs pentru păr, pentru cap, pentru mine și pentru bebe. Și o altă cremă, da, pentru că uneori avem nevoie și de creme, aloe jelly, care îl folosesc atât pentru mine cât și pentru Giovanna. Pentru Giovanna să nu se înroșească și să nu aibă alte iritații, da. De acasă folosesc First, dar atunci când plec în călătorie îl prefer pe jelly. Iar pentru mine este ca și cremă de față, cremă pentru călcâie și pentru orice. Așa că nu știu câte lucruri pentru baie vă luați voi, dar eu am scăpat ieftin. Bineînțeles, am luat hăinuțele ei și pentru că în perioada aceasta este destul de agitată cu gingia, are un gel de pentru dinți și un paracetamol, un fel de paracetamol. Da? Voi ce luați cu voi atunci când mergeți în călătorie? Eu mi-am luat câteva bagaje, hăinuțele mele și produsele acestea. Așa că pot pleca oriunde cu ea, fără să fie greu. Vă îmbrățișez, vă doresc o zi și o dimineață minunată. Pentru că, da, este minunat. Este minunat să te poți bucura. Este minunat să crezi și să încerci noi aventuri. Vă îmbrățișez. Bună, Claudia! Bună, Denisa! Bună, Mihaela! Vă pup dulce, dulce, dulce! Și sunteți minunate. Nu uitați lucrul acesta. Pentru că, da, merităm să credem în noi, în visele noastre și să creștem. Vă pup! Fazibu.